Cât ia la un, o anvelopă să o montez? Era o mașină mea mare. Cât? Maxim 100 de euro. 15 minute. La o mașină. Aproape în fiecare vulcanizare din municipiul Constanța se lucrează la foc automat. Diferența se face la preț și calitate. Vânzările însă au crescut semnificativ față de anii trecuți, indiferent de servis. Cred că au devenit puțin mai conștienți, este destul de aglomerat, mult mai aglomerat decât în anii anteriori. Prețurile anvelopelor second hand variază între 80 și 150 de lei. Majoritatea vulcanizărilor includ în acest preț montajul și echilibratul roților. Iată ce ar trebui să știe șoferii care ar putea fi prinși nepregătiți de prima ninsoare căzută în Constanța. Obligativitatea montării pe autovehicule a anvelopelor specifice sezonului rece nu este condiționată de o dată calendaristică, ci de starea carosabilului. Astfel, conform legii, conducerea autovehicului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 9 și 20 de puncte. Șoferii care nu respectă recomandările polițiștilor riscă amenzi cuprinse între 810 și 1800 de lei, măsura fiind însoțită și de reținerea certificatului de înmatriculare.